Centenarul Marii Uniri a fost marcat în orașul din inima țării de o paradă militară. Cu micu mare, toți românii s-au strâns pentru a sărbători împreună Ziua României. 1 decembrie reprezintă pentru noi unitatea poporului român, înfăptuită acum 100 de ani, prin jertfa tuturor celor implicați, eroi ai neamului nostru, ostași, oameni de rând, preoți care au făcut ca astăzi să sărbătorim 100 de ani de unitate națională. Pentru toți brașovenii, pentru toți românii, la mulți ani cu ocazia centenarului, să ne bucurăm de această zi sfântă, această zi importantă pentru toți românii, să ne amintim de cei care s-au jertfit pentru această țară, să le aducem un omagiu, să ne bucurăm pentru cei care mai sunt încă printre noi și ați văzut astăzi veteranii alături de noi aici în această zi importantă. Cel mai important eveniment cu care suntem contemporani, 1 decembrie 2018, 100 de ani de la Marea Unire. Vreau să le urez tuturor brașovenilor și tuturor românilor multă sănătate, bucurie, să aprecieze toate aceste eforturi pe care în cei 100 de ani s-au făcut în România și să fie uniți în așa fel încât să ducem mai departe toate idealurile strămoșilor noștri. Un moment cu adevărat spectaculos a fost coborârea unui parașutist cu steagul României. Trăiască România mare! Simt foarte bine cu ocazia acestei aniversări frumoase și sper ca românii să învețe, să fie un popor fericit și să știe să-și aleagă bine conducătorii ca să ne fie bine și să nu mai plece lumea în alte țări, în alte țări. Suntem mândri că suntem români, nu? Și să fie din ce în ce mai bine pentru toată lumea. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj tuturor românilor, care ar fi acela? Să fim uniți, cel mai important lucru. Diploma aniversară se acordă domnului Deteșan Aurel cu prilejul împlinirii vârstei de 99 de ani. La mulți ani! Emoționați și cu speranța la o țară mai bună, românii au fost încântați de parada fastuoasă desfășurată în centrul Brașovului.